În urmă cu 3 săptămâni, cetățenii Dejului, cei care au fost de acord să participe la sondajul de opinie realizat de autoritățile locale, au răspuns în proporție de aproape 85% afirmativ la întrebarea legată de oportunitatea organizării în acest an a zilelor municipiului Dej și a festivalului Samus. Dacă locuitorii orașului s-au obișnuit ca aceste manifestări să fie organizate în luna iulie și au planuri legate de aceste evenimente, este bine să le modifice pentru că zilele Dejului au fost amânate. În situația dată, în situația în care, în urmă cu 3 săptămâni, am făcut un sondaj de opinie la nivelul cetățenilor municipiului Dej și aproape 85% au fost de acord să fie aceste manifestări, atât zilele Dejului cât și festivalul Samus. Ținând cont de evenimentele din Moldova, de dezastru care a produs multe necazuri oamenilor din Moldova, fraților noștri, m-am gândit că este firesc și normal să fim aproape de ei, să fim alături de ei și, cum ați văzut în această ședință, am distribuit 200 de milioane de lei pentru ajutoare din zona respectivă. Am crezut că e absolut normal să amân această festivitate undeva înspre toamnă și o să cădem de comun acolo cu Casa de Cultură și să vă anunțăm data când o să fie această festivitate. O lună aproximativ, toamnă, ați spus, septembrie, octombrie, noiembrie? În luna septembrie cred că vom reuși să facem acest festival.